Bine v-am găsit, dragi prieteni, la un nou episod din seria noastră de breasla ai ducilor și cred că deja v-ați dat seama ce o să facem în acest videoclip. Ei bine, am venit la adunat de decent pentru că trebuie să mai lucrăm și noi la baza acolo să terminăm chestiuța aia de efect de void cât mai repede ca să începem și noi să facem fermele aia, că sincer nu mai pot. Deci mi s-a luat într-un hal extrem de mare să mai lucrez la chestia, dar trebuie terminată și n-are cine să o termine, așa că o să încerc să mai lucrez și în episodul de astăzi. O să încerc să mai fac și altceva, dar nu promit pentru că încă nu știu exact ce. Astăzi pornim episodul, dar nu știu ce o să facem. Cert e că o să vreau să mă întâlnesc cu neapovozul puțin, că din ce am văzut eu pe acolo, Nismo și-a schimbat casca, și-a dat o cască verde. Și băi, deci nu se poate, arată casca aia așa de șmecher. Și am zis, vreau și eu, așa că o să trească să mă întâlnesc cu neapovozul, să văd dacă o să-mi dea și mie o cască de aia. Pentru că vreau și eu neapărat o cască de aia șmecheră. Și o să încerc să dau de puf să ne întâlnim cu el acolo, să facem un troc ceva. Vedem cât ne ia pentru o cască, așa, bam, bam. Și după aia o să vedem noi ce o să mai facem. O să trească să-i onorăm și comanda lui Zino, pentru că vreau să scăpăm și de comanda lui, să nu zică după aia că nu am onorat comanda. Bine, na, el oricum a zis că pot să-i duc din vreo două săptămâni când am timp și așa, că mai are, doar că o să mai aibă nevoie. Dar oricum nu vreau să fiu dator și așa, așa că o să eu duc în episodul de astăzi. O să stau, o să adun lemnul ăla, că oricum se adună destul de ușor la un vedere că e sprus. Și o să livrăm și lui nebunia aia. O să dăm drumul și la micul timelapse aici, cum adunăm sand. Am mai făcut unul, dar e oarecum interesant că nu știu, se văd bucățile astea de sand cum se sparg așa și cum se duc de pe aici și cum rămâne stone-ul ăsta cu sandstone. E interesant, zic eu. Așa că, ce pot să vă zic, dragilor? Vă urez zonale plăcute la acest videoclip. Nu uitați că în descriere aveți Instagram-ul meu, intrați acolo, dați-mi follow. Nu uitați că aveți Leneba în descriere, 300 reducere cu codul de ANIBH. Și până mă pun eu să strâng pe aici chestiuțele, dăm drumul la un timeless, după care o să mergem să ne vedem cu pufosul. Așa că, let's do it! Vini la furat. Acolo este prada, nu m-a să uite în sus, atat. M-a batătat. Aia, te aud. Da? Și ce ai auzit? Că n-am zis nimic. Vrei să-ți dai foc la cuc? Rușine. N-am vrut, dar apare că m-a dat focul ăla. Mă duc și el sting, tu-i maica lui. Rușine? Ia uite, mulți am un pic cu stresul să le astea pe aici să mai
Mamă, ce drăguțe sunt. Vezi că bună ți-ai rătăcit vreo două pe la mine, pe la bază. L-am găsit în episodul trecut și n-am știut ce-i cu ele. Serios? Aha, două, s-a trei. S-a cu inima ele. N-au prea cum să iasă de aici. Vezi, nu sta pe ouă că... De ce? Ce se întâmplă? Sunt fragile. Ce uile astea, mă, dar ce faceți, mă, mâncați la șinima voastră? Mutați plaja! Asta mă, că bun. Testează nisipul, știi, da, dacă e moale, că... dacă... Una văd că și-o parcată ole aici, ok. Și asta-l-altă? Asta-l-altă nu înțeleg. Mamă, păi stai tu, mulțești două femele? Ia, dă-te, s-o mută mai încolo sau or something. Asta nu mai scoate ouă, să nebunesc. Ale, lasă ea undeva. Așa, poți să le lasi și în apă sau doar pe uscat le lasi? Nu, doar pe nisip. Doar pe nisip. Ok. Da, doar pe nisip le lasă. Mă, puf, le fii atent. Și mie, dacă vrei poți să le iei după aia cu siltaci sau, mă rog. Așa, zi, te ascult. Știi de ce am venit? Nu știu. M-am uitat la episodul tău. Ok. Și am văzut că a venit Nism aici. Și așa a luat o cască verde. Și n-am putut să mă abțin și am venit și eu. Ok. Ok. Așa că dă și mie o cască. Ok. Ok. Bine! Okay. Asta zic. Din asta? Mamă, ce asta? Verde! Mamă, te nebunesc! Mamă, vezi ce suport! Mamă! Ce dai bun? La schimb! Stai acolo! Stai așa! Ok, ok. Ce bine arată! Stai să-ți fac o poză. Ia uite. Să nebunesc. Ia uite. A, uite la ea. Mamă, ce thumbnail frumos. Bine. Păi, servește-te, tinere, e casca ta. Trebuie numai să-ți înceantezi singur. Mamă, dar tu ești mai darnic. Oh. Tu ești mai darnic ca celălalt. Uite-te la el. Zici că mi-a coborât brestonul. LOL. Asta e. Ia uite, îți dau și... E că stă bine. Ia. Nu stă rău. Ia să ai și trei ouă. Mamă, păi mă, dă și fac platanții, ești nebun, gata. Nu și fac plantație de ouă. Dacă vrea cineva să cumpere ouă foarte bune de omlet. Vezi că, știi care e faza? Ouăle alea eclozează numai dacă le pui pe nisip. Deci dacă le pui pe orice alt bloc, nu eclozează. Și poți să faci să atragă zombalei, spre exemplu. Serios? Da, deci zombalei sunt atrași de ouăle de țestoase, așa că dacă vrei să faci vreo scremă cu zombii, pac, ai plasat ouă și... Numai să nu ajungă la ele, că o să se ducă la ouă și o să se urce și o să sară pe ele, știi, și o să le spargă. Deci asta înseamnă că dacă vrei să faci vreun concept ceva cu ouă pentru o fermă de zombi, ceva, cred că poți. Exact, nu? Exact, poți să faci o fermă de zombi cu ouăle numai. Mamă, ce tare! Ok, okay. Bine, e bine de știut. Mulțumesc foarte mult de cască. Tot vreau să o văd de înceantată. Păi mă duc acum și o înceantez, nu stai liniștit. Vreau să hai, fac vin cu tine. Vin cu mine? Hai! De. Bun, stai și să fac. Mamă, cât de frumos arat. Hai, mă, că nu mai am. Mai trebuie să mai pun respiration, dar nu mai am. Dă-mi coace, că spune respiration. Vezi că trebuie 21 de nivel. Nu contează. Mamă, ce bine arată, mamă, și am o cască. Asta de netherite, pot să o vând. Mamă, fac bani. Asta zic. Te-ai investit în casca asta, n-am băgat în nicio cască. Ia. Ce nu mi-ai pus? Eram sigur. Logic. Bă, dar vezi că stă bine rău așa, puțin mai... Și ai că arată fain, verdele ăla cu albastru peste așa. Mă jur, chiar arată bine rău. Bine rău. Și cum ai chestiile alea așa micuțe pe lângă urechi în jos, știi, adică. Genială, mă. Zici că e cască de război în pui, vezi, de munceai. Tine cu camuflaj, cu trebuie. În cele din urmă ajungem și acasă aici, fain frumos, și vedeți că mai avem destul de multe sticle de pus, chiar foarte multe. Mai avem foarte multe leere de pus, leere pe care o să le punem și pe livestream, pentru că astăzi
O să ne mai ocupăm și de comanda lui Zino și nu o să avem foarte, foarte, foarte mult timp să ne mai ocupăm și de și de sticla aia de acolo. Însă, nu uitați, dragilor, că în fiecare duminică o să o să facem câte un livestream, că deja fac de vreo 2-3 luni cam în fiecare duminică câte un livestream, așa că în fiecare duminică vă aștept la câte un livestream cu Breasla Educilor, să ne adunăm acolo un număr cât mai mare, pentru că, na, știu că vă place destul de mult Breasla și avem un stream în fiecare duminică. O să păstrăm programul și când o să înceapă școala o să încerc să-l mențin cât pot eu de mult. Dacă o să fie poate, nu știu, zile sau, mă rog, duminici în care nu o să pot să fac live sau ceva, o să vă anunț oricum, deci veți fi anunțați dacă nu reușesc să fac, dar în principiu o să încerc să păstrez același program de live-uri. În schimb, programul de postat se va schimba. Vom posta puțin mai târziu clipurile când va începe școala. Asta însemnând de pe 14 septembrie o să le punem puțin mai târziu. Puțin mai târziu însemnând ora 1:30, cam pe acolo mă gândeam eu. Oricum o să pun și un post pe comunitate, pentru că, na, mă gândesc că poate la acest videoclip nu o să se uite chiar toată lumea și nu o să știe chiar toată lumea când o să punem videourile, așa că o să pun și un post pe comunitate, dar mai e aproape, bine, nu mai e chiar o săptămână, dar mai sunt câteva zile destul de bune și n-are rost să pun postul de acum. Cert e că, na, cei care o să vă uitați până în punctul ăsta al videoclipului, știți că o să se întâmple chestia asta în viitor. Și cam asta ar fi treaba. Acum ar trebui eu să, na, mai transform de pe aici din sticla asta. Nu o să o transform pe toată, evident, dar o să mai transform din ea, că oricum o să, bine, oricum o să trească să o transform pe toată pe parcurs, dar nu o să stau acum să o transform pe toată pentru că mă plictisesc. Și de-aia nu vreau să fac chestia asta acum, dar na, pe viitor oricum a trebuit să o transform eu toată, pentru că o să avem nevoie de foarte multă sticlă. Dar cam asta ar fi ideea în principiu. O să dăm drumul la un nou timelapse, o să mă pun eu să adulem aici pentru Zino și după aceea o să mergem să-i onorăm și lui comanda, pentru că nu vreau să rămân dator la om, adică ne-a și plătit tot acolo frumos, ne-a și dat în plus bănuți și chiar nu vreau să o livrez târziu sau ceva. Eu livrez când are el nevoie de ea, știe că o are acolo și cam asta e ideea. Bun, mă pun eu să mai craftez câteva chestiuțe pe aici și noi dăm drumul la un timelapse, așa că vă urez vizionare plăcută! Și după câteva ore fast forward, ca să zic așa, suntem aproape de Zino, doar că trebuie să mai iau niște de-astea și văd și gușterul ăla că stă acolo, dar nu o să am ce să-i fac. O trebuie să mergem să-mi repar și toporul, pentru că mai are 199 durabilitate. L-am folosit cât am putut eu de mult și la maxim, chiar să scot astea două double chesturi, dar e ok. Hai să vedem ce scrie aici. M-aș ruga să nu filmați pe insulă. Din păcate, trebuie să vă las aici chat. N-am ce să facem, dar o să vă las aici și o să mă duc eu să-i pun comanda lui Zino. Bun, și astea fiind spuse, ne-am livrat și comanda pusă de Zino. Nu mai suntem dator, nu este nimic, e foarte, foarte bine. Din nou, repet, știu că el a zis că o putem livra în, nu știu, 2-3 săptămâni, dar cum am zis, poate are nevoie de ele mai înainte sau poate vrea să facă ceva și nu le are acolo, așa că dacă tot am avut ceva timp liber și
Așa am zis, bă, nu știu, stau o oră, nu mai știu cât am stat, o oră, două ore, îi adun, luăm lemnul, dar știu care îl are acolo, dacă are nevoie de el. Și așa că de final de videoclip, hai să mergem și noi pe la shop-uri să vedem dacă mai produci ceva. Cred că în curând o să trească să votăm pentru chestia de notar, pentru funcția de notar. Cred că în curând se va vota și o să vedem cine o să iasă notar. Sunt foarte curios să văd dacă o să câștige Bisoiu, bineînțeles. Bine. Eu unul o să... Cred că, nu știu, chiar nu știu pe cine o să votez, dar... În fine, dacă eu o să vă spun după ce o să votez, că n-am știți cum e, nu e frumos să spui dinainte. Chiar dacă pot să fac chestia asta, nu vreau. Așa că o să vă spun probabil în episodul următor, dacă ar fi. La rachete n-am avut nimic, aici la ăsta, alea de acasă le-am dat. Ai să mă bată tata. E cas, nu știu cine a făcut asta, dar trebuie să mai adun niște spurs. Bine, asta zic, ești nebun, dar nu mă plâng, am 54 de diamant. Bine, bine rău. Deși cred că Zino a cumpărat, dacă nu mă înșel. Și aici la ăsta, bă, uite, un diamant. Deci am avut 54 și teoretic un diamant trebuie să pun aici. Cam atât, avem 52 diamante cu Nismo. Așa o posta de lână, ceea ce e perfect. Și cum a zis și el, acolo sus nu o să mă bag chestia asta cu banner, e treaba lui aici, gen, nu știu, tot ce face el aici sunt diamantele lui, tot ce scoate de aici, nu am treabă cu alea, eu alimentez doar partea de jos cu lână, în rest e treaba lui Nismo, partea cu bannerele. Și hai să mergem să craftăm rapid chestiile astea, sunt câte diamante mai punem acolo pe dreapta, că am luat eu niște cărți, niște alea și mi s-au cam dus din diamante, dar mai punem 6 blocuri pe dreapta. Și avem aproape, mamă, avem aproape 200 cărți de blocuri, mă. Mamă, mamă. Vezi că s-a cumpărat piele și nebun. S-a cumpărat piele chat. Asta zic, mă, tată, mă, asta zic. Opa, de ce pui mine am loc pe biroul ăsta? Facem așa să arate mai frumos. Mâncare pe aici mai e? Cred că mai e, nu? Da, mai au, hai, duci ceva mâncare. Hai să craftăm și astea, dacă tot suntem aici. Încă două blocuri. Mamă, bine rău de tot. Bine rău de tot. Stăm tank pe diamante și nebun, deci... Mai șmecher ca noi, nu e nimeni pe diamante. Mă, shop-ul ăsta nu cred că vi l-am prezentat, dar cred că știți despre ce vorba. E un shop de teracotă. Din ce văd pe aici și cred că are cam, cred că astea toate culorile momentan. Mă gândesc că o să mai aducă ei, chestia aia nu e. Și aici nu știu dacă ai voie să intri, teoretic, cred că nu. Sau mă rog, e că pe aici alimentează ei cu teracotă sau ceva. Hai, dar nu, ci prin chestia asta nu vreau să mă bag. Cert e că cred că de aici pot să cumpăr doar și cam astea sunt culorile momentan. Dar e destul de interesantă treaba. Și e chiar destul de bine. Și vreau să fac o chestie. Cred că am eu două diamante, dacă nu mă înșel, să-mi iau un totem. Vreau să-mi iau un totem pentru că ușor o să ajungem la 69 de deturi, level-ul pe care avem acum. Și o să nu o să vreau să mai mor de acolo, o să vreau să rămân cu 69 și la fel și la level, așa că cam asta ar fi ideea. De aia o să încerc să țin un totem. O să încerc să văd dacă pot să caut o chestie să-mi facă totemul invizibil. Gen, știam că de la Vanilla Tix e o chestie. O să încerc să transfer chestia la mine în textură, să văd dacă o să meargă, să fie totul ok. Da, dragilor, ce pot să vă spun? Cam atât ar fi cu acest videoclip din seria noastră de Brasslide Ucilor. Sper că v-a plăcut. Dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați pe acel butonaj de like. Nu uitați că în descriere aveți tot ce aveți nevoie. Iar cel mai important, aveți Instagram-ul meu, unde puteți intra să-mi dați un follow, pentru că acolo vedeți ce fac eu în timpul liber și vă răspund la mesaje, la ce mesaje mai aveți voi pe acolo. Nu uitați de Eneba, site-ul de unde vă puteți cumpăra jocuri mai ieftine. Și dacă folosiți codul DANIBH aveți 3% reducere. Vă scutește de niște taxe pe acolo în plus, așa că puteți să-l folosiți cu încredere și dacă o să-mi dați post pe Instagram o să vă dau replay la story. Deci, da, dragilor, avem și TikTok dacă sunteți interesați de așa ceva. Îl găsiți tot acolo în descriere. Eu am fost Dani și ne auzim la următorul videoclip. Bye, bye!